Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii de ale Buzoienilor. Ca de obicei, în fiecare vineri, alături de dumneavoastră este și domnul profesor Mircea Costache. Vă salut, domn profesor, mulțumesc frumos pentru prezență. M-am prezentat la dispoziția dumneavoastră. Alături de care vom analiza evenimentele mai importante de peste zi, dar și din ultima săptămână. Am destul de multe subiecte. Chiar de astăzi, da, selectate de subsemnatul pentru a fi prezentate, analizate și dezbătute în această emisiune. Ca de obicei, evident, și dumneavoastră aveți posibilitatea să vă formulați propriile opinii sunând la numărul afișat pe ecran sau trimițând SMS. Îți trebuie binoclu ca să vezi mersul trenurilor de la Buzău. Cu asta o să începem, întrucât telespectatorii noștri, am mai spus-o, sunt stăpânii noștri și noi nu facem altceva decât să răspundem solicitărilor telespectatorilor. Și unul dintre clienții noștri ne-a formulat o rugăminte zilele trecute să mergem la gara CFR și să ne uităm la panoul ăla unde este afișat programul venirilor și plecărilor de trenuri de prin gara Buzău și îi dăm dreptate telespectatorului. Imediat vom vedea imaginile, că sunt literele și cifrele așa micuțe, trebuie să-ți iei un binoclu ca să le vezi mai bine. Pe principiu, ce să face azi să demolează mâine, înțelegem că limitatoarele de viteză despre care am tot discutat în ultimele zile aici la Buzău, nu cam de o săptămână așa, domn profesor, de săptămâna trecută, da? Vor fi demolate. S-a găsit de cuviință că reproșurile, sesizările buzoienilor că limitatoarele alea sunt prea mari, reproșurile sunt într-adevăr întemeiate și că trebuie demolate și făcute altele. Imediat o să vedem un material realizat astăzi de colegii mei. Este un circ prin oraș. Bine, în general așa e un circ prin orașul Buzău, dar acum chiar e un circ la propriu, aici lângă Kaufland, dacă nu mă înșel eu, mă bate fimea la cap să o duc și pe ea weekendul ăsta. Pe de altă parte înțeleg că e o mașină din asta cu un megafon. Da? Și anunță circul ăsta și sunt cetățeni deranjați fonic, da? De lucrul ăsta, că nu mai suntem la 1800, nu? Domn profesor, când era Buzău un târg prăfuit, da? Și să venea cu megafonul și să urla așa până târg că vine circul în oraș. Da? Sunt alte instrumente prin care se poate face un astfel de anunț. Înțeleg că domnul primar s-a supărat pe mașinile astea cu megafoane și le va interzice. Recomand buzoienilor să bea apă de la robinet. Declarația săptămânii făcută de domnul Crista de la compania de apă, că e sănătoasă și bună. De asemenea, o acțiune pe care o va avea poliția, compania de apă în acest weekend, întrucât luni începe școala și duminică ne vom spăla copilașii mai abitiri decât de obicei, să fie cât mai curați, da, la începutul noului an școlar. Avem și o informație pe care am citit-o în Hot News aseară, da? Chiar sunt curios să văd părerea domnului profesor. Autostrada, atenție, Ploiești-Buzău-Bacău, ci că peste două săptămâni se face licitație, să urcă pe SEAB licitația, da, pentru proiectarea acestei licitații. O să-l întreb pe domnul profesor dacă e science fiction, această informație nu e science fiction, dacă realizarea unei astfel de autostrăzi e science fiction, da, și dacă nu cumva e rost de a mai fi cheltuit așa vreo 2 milioane de euro pe niște studii de fezabilitate pe care să-i ia unii. O să avem și imagini așa despre modul în care arată orașul și județul nostru pe aici, pe acolo, despre școala din Vadul Sorești, da? Asta este în comuna Zărnești, dar n-am greșit. Despre niște imagini din cartierul Simileasca și despre niște tineri de-ai noștri cheflii în miez de noapte. Avem și această informație tot legată de școală, că deși începe școala luni, microbuzul ăsta, Maxi Taxi 2, nu s-a rezolvat a circula prin Mărăcineni până la Săpoca și să vezi aglomerație.
Da? Și despre noile străzi care vor fi asfaltate în Buzău. Înțelegem că abia până în 2018 vom avea parte de așa ceva. Și uitasem un lucru, domnul Boș Codeală, și nu numai, am primit niște telefoane aseară, așa, la o oră mai târzie, de la domnul din fosta administrație. Domnul Boș Codeală zice că raportul Curții de Conturi cu polițiștii locali este o eroare a celor de la Curtea de Conturi, că domnii de la inspectorii sunt în eroare și că au scris niște prostii pe acolo. Imediat o să vorbim despre lucrul ăsta. Oricum, informația e certă. Organigrama propusă de domnul Toma, da, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înțelegem că a fost respinsă a patra oară. Da, eu am zis în emisiunea de ieri că, domnule, poate o fi și din asta ale domnilor Boșcodeală și Bârlă. Nu. Domnul Bârlă mi-a zis că ultima sa organigramă a fost aprobată fără probleme. Ale domnului Toma, patru la rând, nu au fost aprobate. Bun. Începem cu mersul trenurilor, da? Haideți să vedem imaginile filmate astăzi. Reamintesc în urma sesizării unui telespectator de-al nostru. Există această problemă. Ia, uitați-vă și dumneavoastră, domn profesor, vă rog, aveți și ochelari dumneavoastră, ziceți-mi și mie, la ce oră vine trenul de la Mărășești? Puteți să-mi ziceți, sau la ce oră putem să plecăm spre București? E o problemă, nu? Reclamația telespectatorului. Deci cam asta ar fi imaginea corectă. Colegii mei au luat și niște imagini lizibile, da, da, cu scrisul de acolo, dar vedeți, dumneavoastră au avantajul camerei de luat vederi care poate face zoom. Cu ochiul faci mai greu zoom, astfel încât să poți citi la ce oră vine trenul, da, când pleacă. Ziceți, domn profesor, are dreptate telespectatorul nostru să reclame lucrul ăsta? Se vede că are. Dacă ar fi să ne întrebăm așa, într-o lume în care îți sparg ochii reclamele și acustice și vizuale, stridente de foarte mult pentru a-ți atrage atenția. Au devenit din asta luminoase acum, cu tabele de-astea electronice. Luminoase, cu tot felul de semnalizări, cu schimbări de culori pentru a-ți băga în ochi. Deci există atâta modernitate din anumite puncte de vedere încât te surprinde faptul că aici este un anacronism. Da, e un anacronism și prima dată am crezut că e vorba doar despre vina noastră, a cetățenilor. Că zgândărim și scriem cu grafite și măzgărim și desprindem, desfacem litere, depreciem, degradăm unii dintre noi, mai ales în gară. Nu poți să pui ceva o zi, ca a doua zi să nu fie compromis. Și atunci, ferindu-se de astfel de indivizi cu preocupări de a strica, de a altera, de a face în jurul lor prăpăd, au fost nevoiți să le pună foarte sus. Dar nu e vorba numai de faptul că le-au dus acolo, în cer, la plafon, în înălțimea și gara are o înălțime. E vorba și de faptul că au fost scrise cu caractere mici și greu vizibile. Eu totuși mă mir că știu că trenurile care circulă pe gara Buzău sunt din ce în ce mai puține, că au fost scoase o grămadă. Da? Mă gândeam că ar trebui să rămână câteva mai mici și fiind mai puține, nu, mai puține trenuri, se va crește și scrisul. Dar iată, înseamnă că totuși mai trec trenuri pe gara Buzău. Avem o rugăminte, domnul profesor, pentru cei de la regional. Înainte de acest afișaj, nu cu mult timp, a fost unul foarte vizibil și bine lizibil, făcut, bine scris, care nu știu ce au avut cu el. Oricineva n-a avut de lucru și a făcut ce spun eu că fac unii, care nu lasă o statuie, nu lasă un perete nemâzgărit, nescrijit, nu lasă un lucru nedegradat. Dacă cineva a depreciat, a zis, las că vă punem noi una ca pe timpul lui Gheorghe Udeș, să o stricați pe aia și vă spânzurăm și tocmai la plafon. Da, mă gândesc, cei mai tineri călători care au vederea încă bună... Tu n-ai văzut-o pe aia de care vorbesc. Nu cu mult timp în urmă, era un afișaj în gară. Bine făcut. Un panou info cu mersul trenurilor, foarte bine făcut, vizibil, modern.
Da, mă gândesc, domn profesor, că mai sunt și pensionari, oameni mai bătrâni. Nu, eu aș strica o întrebare pe acolo, pe la gară, pentru că precis cineva îți va spune de ce au dispărut cele bine făcute și practice și estetice, din toate punctele de vedere, și au apărut monstruozitățile astea. Da. Despre gara CFR mai avem o informație. Am văzut pe domnule primar Pumuro în reclamația unui buzoian. Domnul primar, sunteți interesat de bunul mers al urbei, dar ce facem și cu gara Buzău? Am văzut că a scris acolo domnul primar Constantin Toma că s-a interesat și de vis-a-vis de acest aspect. A făcut o deplasare, ne-a spus odată, chiar la sediul regional CFR Galați, s-a dus acolo la Galați. S-a dus la Galați, peste da, 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 da. Mai dacă nu, chiar imediat după campanie. Bun. Zilele trecute, domnul Toma a scris că a vorbit din nou la sucursala sau regionala CFR Galați, așa, și că în două săptămâni se va urca pe SEAP licitația pentru începerea lucrărilor. Da, să sperăm că nu va dura așa o eternitate și că de data asta se va găsi un constructor interesat să vină să ia banii, da? Și să modernizeze gara CFR. Precedentul răspuns al celor de la CFR a fost că noi am vrut să dăm, dar n-a venit nimeni, niciun constructor n-a fost interesat. Știu, așa ne-au făcut și noi în oraș cu străzile. Am dat, domnule, am făcut licitație. Nu vrea nimeni să mai asfalteze în Buzău. Nu vrea nimeni, domnule. Stau acasă, zboieri. Da, ăștia din construcții. Sunt multimilionari în euro asfaltalgii într-o țară, fără asfalt, dar cu regi ai asfaltului. Așa și aranjează între ei. Nu te prezenta nici tu, nici tu, că-s câțiva firme, că nu sunt multe. Da, înțeleg și că... Și la CFR se poartă tot așa. Nu ne-ați lăsat să-și păgărim cu 90.000 de miliarde de centimetru pătrat de reparație. Nu și mai venim. Așa, nu mai... Nu, uite, n-avem, da. N-avem cu cine. N-avem cu cine. Dacă nu ne lăsa... Concluzia asta. Nu ne lăsa să prăduim, să jefuim și așa, nu mai facem. Nu mai vrem să mai facem. Da. Suntem sătui. Avem din ce trăi. Poate de data asta va fi bine și va câștiga. Dar să vină la o idee că, domnule, lucrăm și noi ca în lumea civilizată la parametri tehnici, la indicatori de calitate, la standarde de cost, la preț. Nu. Asta nu. Să nu cumva să facem un centimetru spre normalitate, că e de rău. Luăm un prim telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Să trăiți, bună seara, domnul Auraș Tăreac. Spuneți, vă rog. Domnul Auraș, eu sunt un pensionar care vorbi contribuabil la CJAS-ul Buzăului, așa, până aici la pensie și după pensie merg cu cotizații respectivă, cu impozit acolo, care se oprește prin sistemul legal și al legii și care o mai fi de mersurile. Și vreau să, mă rog, să ajung și eu la o problemă, la o situație care să vedem dacă sunt ajutat sau nu s-a ajutat de policlinicile și clinicile noastre ale Buzăului prin CJAS-ul ăsta. Adică, practic, și într-un cuvânt, sunt interesat de o ecografie la rinichi, prostată, problema urologică. Urologică. Și care e buba? Păi, la vechea policlinică al 23 august, merg acolo pe, cum vorbiți dumneavoastră, la capitolul CFR-ului, pe tabelele electronice acolo, pe stânga, dreapta, dacă ați observat la parter acolo, afișate toate cabinetele, toate disciplinile medicale acolo. Da. Urologia lipsă. Întreb la fișier sau la fișier, la, mă rog, la jos, la parter acolo, doamnă dragă, unde mă pot adresa pentru a face și eu o investigație? Așa, și ce vă auziți, doamnele? Așa, ce îmi spune de acolo? La noi, în policlinică, nu se mai efectuează așa ceva. Da, unde? Deci, nu radiografie, o ecografie, mi se pare, cam așa zice. Unde trebuie să mă adresez? Doamna amabilă mă îndrumă către Micro 14, în policlinica spitalului Micro 14, unde eu deja am intrare acolo prin boala care o am, adică prostata respectivă, la domnul doctor Ciochină. Și deci acolo și pe colonel Buzoianu de la asta de arte aici, cum îi zice, din Bălcescu spre colonel Buzoianu intrarea, vedeți că e o clinică acolo și acolo. În altă parte nimic. Bun. Bine, mulțumesc, româna. N-am mai ajuns în Micro 14, doar am contactat asistenta doctorului specialist
Și zic, domnițe dragă, uitați ce sunt interesat și ce rugăminte am la dumneavoastră. Cum pot să fac o ecografie la urologie, urologică? Da. Și ce v-au spus? Domnule dragă, spitalul deține așa ceva, dar nu avem medici și problema e că dacă chiar se mai fac ecografii, se fac pentru cei internați, adică pentru bolnavi. Pentru dumneata nicio șansă. Dar puteți merge la adresa cutare. O clinică privată. Da. Știți ce înseamnă o clinică privată? Banul din buzunar, cu vreo două rețete suprapuse și cu alte multe ceiuri care le mai cumpăr, pensiile care sunt și se învârt în jurul unei 1000 de roni, așa. Deci asta mai trebuie să mai dau și vreo 180 de roni pe acolo, că-s numai bun aș fi. Am înțeles. Deci temerea dumneavoastră că la clinica asta privată vi se vor cere foarte mulți bani pentru ecografia. Da, dar să știți că așa este. Și eu ca o întrebare, domnul Auraș. Păi eu mă întreb așa, oare să nu existe nimic în Buzău ăsta și pentru cei care sunt, cum să vă spun, cotizanții CASE-ului, CJAS-ului Buzău, dacă stau și mă gândesc, adică să nu beneficiez și eu de, mă rog, de serviciile respective? Mulțumesc frumos pentru... Am zis măcar pe jumătate, nu zic, domnule Moca, măcar pe jumătate. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. O să ne interesăm vis-a-vis de acest aspect. Cum a zis dumneavoastră, o ecografie pentru un caz din ăsta de urologie. Știți ceva, domn profesor? Ce știu eu de la cunoștințe, de la prieteni medici, este că în probleme de urologie, nu de acum, de foarte multă vreme, cel mai bun doctor pe specialitatea asta urologie, cel mai bun medic și cea mai bună asistență se găsește, este trenul de București. Adică la Buzău nu se poate rezolva. Păi da, dar omul din potrivă telespectatorul nostru voia mai ieftin și aici pe plan local. Da, deci se duce lipsa de cadre medicale în general și la urologie în special. Bun, deci să înțeleg că n-am mai avea nimic așa de stat, da, aparatul ăsta care de, se face pe de altă parte. Ecograful ăsta. Ecograful ăla nu e mare lucru, dar... Dar nu mai e. Dar dacă nu ai medici de specialitate, clinică de specialitate, secție de specialitate în oraș, bineînțeles că nu există nici echipamentul. Echipamentul fără doctor n-ar nicio valoare. O costa foarte mult la clinica asta, după Colonel Buzoianu sau nu știu unde a zis domnul. Nu cunosc prețurile, dar oricum este cu băgatul mâna în buzunar, pentru că este în regim privat. Dar contribuabilul nostru plătește când Boc a vrut să taie și pensiile, și cu Băsescu, s-au lovit de Curtea Constituțională, care n-a aprobat tăierea pensiilor, fiind un drept câștigat și nu un venit oarecare. Și atunci, în contrapartidă, ca să nu rămână chiar repetenți la fraudarea și la jefuirea populației, guvernul Boc a instituit pentru pensionare plata a 5,5% din pensie asigurări de sănătate. Până atunci nu se percepea pentru pensionari, era asigurat de stat. Bun, mergem mai departe. El plătește din pensioara aia 5,5% în fiecare lună asigurări de sănătate și umblă în tot orașul de la Ana la Caifa și nu poate să facă o simplă ecografie, care e o chestiune de, la ora asta, de abecedar. Nu este deloc. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt subiect, cel legat de limitatoarele de viteză. Cum am spus și puțin mai devreme, onor primăria municipiului Buzău, împreună cu domnii de la Orbiserv, au găsit că reclamațiile buzoienilor sunt justificate, că limitatoarele astea sunt mai mari decât trebuie, decât prevăd normativele și poate și bunul simț, și înțeleg că s-a luat decizia ca ele să fie demolate. Haideți să vedem un material. În urmă cu o săptămână, șoferii din Buzău s-au trezit zdravă zdruncinați de limitatoarele de viteză montate la mai multe treceri de pieton din oraș. Încă de atunci, oamenii s-au plâns de înălțimea prea mare, dar și de rigiditatea dispozitivelor. Prin urmare, reprezentanții societății Urbiserv au decis să monteze altele mai mici, iar ca model le-au luat pe cele din cartierul Mihai Viteazu, acolo unde modernizarea s-a făcut după standarde europene. Ne-am orientat în construcția lor după cele implementate de proiectant în construcția diverselor astfel de dispozitive în zonele care au fost deja construite în Buzău cu fonduri europene. Și mă refer că am luat ca model pe cele din cartierul Mihai Viteazu. Acolo aceste dispozitive au fost proiectate
într-un anumit fel și noi am încercat să le copiem, întrucât în literatura de specialitate dimensiuni și standarde pentru ele nu sunt precizate. Primul dispozitiv la noile dimensiuni a fost montat pe aleea din Crâng, spre sediul Urbiserv. Acum urmează ca lucrătorii Urbiserv să aducă la noile dimensiuni și limitatoarele deja montate. Le vom modifica dimensiunile și le vom aduce la forma și dimensiunile celei din spatele meu, pe care ați încercat-o și noastră și care înțeleg că sunt mai aproape de confortul necesar unei treceri peste așa ceva. Ceea ce vedeți acum în spatele meu este la acest dispozitiv este construit la dimensiunea de 90 de centimetri lățime și 6 centimetri înălțime. Iar cele vechi? Cele vechi au fost mai înguste, adică în jur de 40-50 de centimetri, variabil, și înălțimea spre 9 centimetri. Și din cauza asta s-a creat acel disconfort de care vorbeam. Limitatoare de viteză vor fi montate în 23 de puncte din municipiul Buzău. Da, iată informația zilei. Bănuiesc că e o veste bună pentru șoferi, în mod special. L-am ascultat pe domnul Frângulescu, domnul director de la Urbiserv, spunând că astea noi care se vor face, după ce vor fi demolate alelalte, astea noi vor avea doar 6 cm, da? Și nu 15 câte aveau celălalt. Bun. Se poate privi din două unghiuri întâmplarea asta, faptul că, iată, prima dată am făcut ceva neprofesionist, da, și nu ne-am interesat înainte cum ar trebui să facă, dar, pe de altă parte, e bine până la urmă că autoritățile locale, administratorii orașului, până la urmă au ținut cont de reclamațiile buzunărilor, că puteau să nu țină cont de ele și să le zică le lăsăm așa, au ținut cont și, iată, au găsit de cuvință să le modifice. Domn profesor. Mi-aduc aminte la orchestra profesionistă Dorulețu, avea Buzău o orchestră bună, din când în când se organiza concurs și mai angaja câte un instrumentist. Și întrebam pe câte unul din ei mai vechi, băi, ăsta nou care a venit acum, halește boabe? Era în limbajul, în argoul lor. Știe note muzicale, așa? Și câte unul mă răspundea în glumă, că de porumb. Adică nu știe. Erau între ei notiști care mergeau cu partitură, cu note muzicale, cum așa, și lăutari care mergeau numai după ureche. Aici s-a lucrat după ureche. Li s-a spus cam așa, de unul care nu-și respectă condiția de șef al unui loc de muncă, să trimis pe cineva să facă o lucrare. Păduți-vă și uitați-vă și voi la alea cum le-au făcut aia pe acolo și faceți voi cam așa niște de-astea pe aici. Și a plecat. Asta a fost indicația tehnică. Dacă erau serioși și întrebau la poliția rutieră, li se spunea, vedeți că înălție, regimul de înălțime este în anumite condiții 5 cm până la maximum 7 cm. Aveam un comunicat aici al domnului Constantin Ionescu, scrie, care s-a uitat scrie, în lege. Scrie 5-7 cm? Cum au ajuns să le facă de 9 cm? Contează? Da, ia uitați, zice domnul Constantin Ionescu, imediat luăm telefonul la începutul săptămânii, că din informațiile oferite de codul rutier, așa, cât și de specificațiile tehnice, înălțimea limitatorilor de viteză poate fi de 3, 5 sau 7 cm. 3, 5 sau 7 cm. Cum ai ajuns la 9? 9, 10, 15, domn profesor. La 15, deci da. Așa. Cineva s-a învățat să fie așa. Ce sunt eu aici? Șef. Păi dacă sunt șef, mai îmi trebuie carte, mai trebuie să mă mai informez, mai să spun cuiva, domnule, luați, notați-vă datele astea, vedeți, dacă nu vă descurcați singur să le găsiți în codul rutier, întrebați la poliția rutieră, așa, care sunt dimensiunile, care sunt parametrii tehnici. Dar aseară am luat și eu un limitator din ăsta de viteză, veneam de la serviciu, obosit, supărat, nu mi-am mai dat seama că erau pe spirul hare și am trecut peste unul din ăsta. Mi-era teamă că nu o să mai am ce conduce până acasă. Ne-am dezvățat să avem disciplina muncii. Ne-am dezvățat să facem lucrurile cum se cade, cu fundamentare tehnică. Să le facem după un desen, după un proiect. Da. Haideți să mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Eu sunt chiar de acord cu aceste limitatoare de viteză. Nu cu cele care au fost făcute după ureche, dar dacă... În principiu, toți suntem de acord că sunt bune. Să
le facă pe toate conform normativelor, toate sunt beneficii pentru orașul nostru și nu numai în oraș, ar trebui și în mediul rural, în zonele unde traversează copii la școală, la grădinițe și acolo și bătrâni la dispensare și acolo sunt absolut necesare. Pentru că astea previn și salvează vieți și chiar și coliziuni între autoturisme. La țară, să știți, se merge bestial. Au 100 de, ai 80 de kilometri prin localități ca Popa. Nu știu dacă ar fi bune, domnul meu, și încerc scuze că vă întrerup. Știu că e problema asta pe DN85, unde sunt școlile astea, Spătaru, Costești, Mihăilești și Limpezești. Da. Da. Cred că ar fi o soluție. Mi se plâng profesorii de acolo, cadrele didactice de acolo, că e jale din punctul ăsta de vedere. Păi chiar jale și multe accidente se întâmplă și s-au întâmplat. Un alt aspect vreau ca să vă expun, domnul Tereacă, despre telefonul care a fost anterior, dinaintea mea, despre domnul acela care solicita o ecografie. Ăsta este un apel din partea dumnealui. A fost dat și pe campus ieri, tot la fel cu aceeași expunere. Practic, asta demonstrează că noi suntem cu toții într-adevăr săraci. Sigur, persoana respectivă are o pensie, dar nu a cerut că vrea să dea un ajutor să facă acea ecografie de care dumnealui are nevoie, ci faptul că nu poate să o facă, că a muncit, că îl plasează de la o ușă la alta și că nu sunt medici. Într-adevăr, sunt privați, o grămadă care poate să facă așa ceva, dar toate sunt contracost. Deci, acel om, numai că nu a spus că nu-i ajung banii pentru acea ecografie, dar să știți că sărăcia ne duce pe toți și ne îndreaptă pe toți cu acest salariu minim pe economie care suntem încadrați, să ajungem la fel ca persoana respectivă. În viitor, nu acum, când o să ajungem la vârsta dumnealui. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Mesaj, domnul profesor dr. Ciochină. Ce are? Este un medic foarte bun. Da, nu cred că la asta se referea telespectatorul nostru, că n-ar fi medic, spunea că nu e aparatul respectiv cu care să facă acea ecografie. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt subiect. Deci, cu limitatoarele am lămurit-o, astea actuale vor fi demolate, da? Și vor fi construite altele mai mici, de 6 cm și cu toții sunt de acord că sunt bune limitatoarele respective, mai ales în preajma școlilor, dar nu atât de mari cât erau celelalte. E drept că se mai pune aici o problemă. Uite, și mai deschid o mică paranteză. Există și posibilitatea ca limitatoarele astea care erau acum astea mai mari să fie demolate și dintr-un alt motiv, pentru că vine iarna, domn profesor, și nu s-a gândit nimeni ce se va întâmpla iarna atunci când se va întâmpla să ningă, da? Și vin mașinile alea de la RED să curețe zăpada de pe stradă. Păi ce se va întâmpla când va veni ăla și nu va da cu cupa aia în limitatorul ăsta? Odată. Sau vine în ghețușul, să depune ghețuș pe limitatoarele alea de viteză. Mă gândesc că va fi o problemă pentru anumite mașini, da? Să sară pârlează în partea altă, va trebui turat foarte tare, da, motorul sau roțele, da? Să ajungi să treci pe partea altă. Și te poți... te poți găsi în situația în care să iasă un incident din treaba asta. Bun, mergem mai departe. Mai avem o informație, o plângere a unui buzoian. Vă spuneam că a venit circul în oraș, da, la propriu de data asta. Și zice cineva că nu mi se pare normal ca la orele de odihnă, de fiecare dată când vine circul în oraș, dar mai sunt și acele târguri de haine de la XXL, da? Ca mașina cu megafon să urle, să trâmbițeze în tot orașul. Nu putem să ne odihnim. Domnii respectiv o pot face și la ore decente, zice acest buzoian care reclamă această problemă pe domnuleprimar.ro. Există și un răspuns al primarului municipiului Buzău. Noi aici în emisiune am mai pus problema asta, da? Dar nu s-a făcut nimic în timpul administrației Boșcodeală, da, vis-a-vis de lucrul ăsta. Sesizat de altfel și de buzoieni. De data asta domnul Toma zice așa, o să luăm măsuri de interzicere în spațiul public a acestor, atenție, trâmbițatori. Da? Deci, înțeleg că nu o să-i mai lase de acum încolo domnul Toma, domnul primar, prin intermediul poliției locale, pe ăștia care
anunță cu megafoanele astea diverse evenimente de prin oraș și deranjează și este și un lucru desuiet, aș zice eu. Da, primăria are și un alt mijloc de a condiționa felul cum se face publicitatea asta, în mai multe feluri. Printre altele, există obligativitatea legală a oricărui organizator de spectacole, de orice fel, că sunt spectacole de teatru, de concerte muzicale, divertisment sau spectacole de circ pentru copii și tineret, toate aceste firme care vin cu spectacole au obligativitatea de a înregistra biletele la primărie. Există un birou acolo unde se spun, vom vinde bilete de la seria la seria. Și pentru biletele difuzate în municipiul Buzău se plătește o taxă, un impozit. Să plătești niște bani la primăria municipiului Buzău. Atunci când se adresează, vine cu adresa și respectivă firma organizatoare, primește și indicația expresă, vedeți că în municipiul nostru, conform hotărârii Consiliului Local numărul din data de, este interzisă publicitatea prin megafoane și alte scule deranjante. Sau, dimpotrivă, fiți atenți că e admisă, dar numai între orele de. Deci există o legătură totuși. Și dacă o faceți pe așa, o să fiți amendați. O să fiți amendați. Da. Mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Deci o evoluție în Buzău cu oameni care sunt mai emancipați așa și au urechile fine. Sunt atât de deranjați de o reclamă care se face pentru, mai ales e binevenită pentru copii. Deci copilul poate nu știe să se uite pe afișier, nu știe să se uite pentru copiii mai mici. Deci pentru că ăla dacă vede și aude că vine circul, mami, tati, du-mă și pe mine la circ. Dacă faci treaba asta, clar, nu vor face. Dar vă spun că există altă metodă care mai sunt ăștia cu urechi fine și cu simț dezvoltat civic, care în alte orașe, deci defilează cu animalele pe străzi. Dacă se va face treaba asta în Buzău, mie mi-ar pare bine. În primul rând s-ar încurca circulația, mai ales în zona aia acolo, unde de-abia poți să ieși, pentru că a venit un alt primar, dar nu s-a rezolvat problema descongestionării acelui rond de la moluri. Ar mai putea să fie făcute niște breșe pe... Păi s-a discutat la un moment dat despre mutarea trecerii de pieton, 50 sau 100 de metri. Domnule, mai încolo. Nu sunt în stare nici măcar să fac niște treceri de pietoni cu comandă să treacă la 3 minute cât o vartală de pieton. E bună intervenția. Cum vrea, poate să meargă și cu spatele, poate să meargă și în pasul Michael Jackson, nu-i nicio problemă, deci se merge la liber. Și vreau să vă spun un aspect. S-au pus tâmpenile astea ca să sfără mașina și direcția, da? Limitatoarele astea de viteză. Indicatoarele. Prostiile alea care sunt vopsite acum să-ți faci direcția praf. La da. 15 cm sau la cât dracul au gândit. Așa. Problema este că sunt o grămadă care nu vor să treacă pe la trecerea de pietoni. Eu propun să fie amendați, dar bine, nu așa. Are trecerea la 2 metri, 3 metri, 5 metri și al dracului pieton nu vrea să treacă pe la trecere. Bine, trece, stâșnește în față, pe la 10 metri, 7 metri, 3 metri. Deci, dovadă de civilizație joasă. Da, aveți dreptate aici, da. Ar trebui să le dea cât un milion pe loc. Și dacă face treaba asta de 3 ori într-o zi, să plătească, domnule. Da, dar vedeți, au avut acțiuni de genul ăsta cei de la poliția locală sau de la poliția rutieră, da, împotriva pietonilor. Este foarte bine. Da, foarte bine. Vedeți că au fost găsiți... Dacă plătesc taxe și impozite pentru mașină ca să merg normal, nu am nevoie de ăștia răzgândași, de ăștia care să-mi sară în față. Mulțumesc frumos pentru să fiu un penal. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Da, și domnii de la poliție au fost mai indulgenți, pentru că uneori au fost prinși în offside chiar bătrâni, părinți sau bunici de-ai noștri, da, ca să nu mai bată 100 de metri, 50 de metri până la trecerea de pietoni, au încercat
încerca să scurteze drumul respectiv și să găsească îngăduință. Dar ce spuneți dumneavoastră, din punct de vedere legal, aveți dreptate. Din cauza asta avem nevoie de norme și de reguli. Celui care nu-i convine zgomotul pentru că el și-a făcut injecția copilului la momentul ăla și vrea să-l adormă. Sau a venit de la schimbul 3. Sau, așa, are un motiv. Sau e bolnav. Celălalt care are nevoie să-și difuzeze spectacolul și cei care sunt doritori să ajungă acolo și se bucură că au auzit, uite, domne, există spectacolul. Altă categorie. Cel care își lovește mașina, că merge prin oraș, se vede treaba cel mai adesea cu mașina, este pornit împotriva ăluia care e pietont. Pietontul are și el dreptul lui, la un moment dat, domne, să fie opriți, limitați, pentru că unii te cam spulberă după trecerea de pietoni. Toată viața în comunitate înseamnă o permanentă dispută între diverse categorii. Singurul care face viața suportabilă este actul normativ. Legea, norma, regula pe care trebuie să fim obligați să o respectăm cu toții. Ca da, să putem... și cel care o aplică. A zis dumneavoastră, poate să dea drumul cu megafonul ăsta doar la anumite ore, sau zicea și telespectatorul. Sunt unii care sunt deranjați indiferent de ce oră. Domnule, trăind în economia de paiațe, își strigă fiecare marfa, ia neamule ce are el, târgul de toamnă, târgul mai, de mai e ceva aici, domn profesor. Sau ce. Deci au toți dreptatea lor, pentru că suntem categorii multe și diferite, de vârste, de profesii, de preocupări, de grad de înțelegere, de grad de civism. Singurul care poate să facă viața suportabilă este acela care și respectă niște un cod de, de norme, de reguli. Și a zis dumneavoastră, domn profesor, că domnul primar trebuie să dea o decizie de hotărâre de Consiliu, să fie votată și să se aplice hotărârea respectivă. Dar vreau să mai zic ceva. Domnul de mai devreme... De preferință cu respectarea unor ore de liniște, pentru că a amuțit cu totul înseamnă că și așa e economia. Nu, dar mai e ceva, domn profesor. Eu stau pe Bulevardul Unirii. Nu știu, era un târg, sau nu mai știu exact ce era, era de-a dreptul enervant, agasant. Avea ceva de genul ăsta, cine vine, cine vine? Deci începusem, eram nebunit de-a dreptul. Auzeam, venea ăla cu trașcaleta respectivă, la fiecare 5 minute trecea pe acolo, pe dreptul blocului. Bun, tu la câte minute treci pe televizor cu reclamele și cu cine vine, cu altfel de cine vine? Și tu faci reclamă. Toată lumea. Acest domn profesor, când e reclamă, nu știu, schimbă canalul. Dai televizorul, mai încet, sau schimb canalul și oricum dăm reclamă o dată la o jumătate de oră, dar ăla venea din 5 în 5 minute. Dar nu vezi că totuși lecția și sensul de bază este să învățăm să conviețuim? Corect. Păi, cine vine? Cine vine? Mai vine un telespectator în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Să trăiți! Spuneți, vă rog! Apropo de cei cu finețea auzului, mai e și varianta cu celor cu finețea mirosului. Dacă s-a dat legea aceea cu grătar, noi suntem români, noi așa am fost, asta e educația noastră, să faceți noi un grătărel pe lângă bloc, nu face fiecare zi. Dar problema e, unde amenaja primăria locuri de grătar, dacă nu ai voie pe lângă bloc, unde facem noi? Hai că la curte faci. Eu îl miros pe ăla și mi se face poftă, dar eu unde îl fac? Sare vecinii în cap. Că... Aoleu! În weekendul trecut, uitându-mă la jurnalul de la Digi24, am văzut un material realizat la Galați, de colegii jurnaliști de acolo. Primăria municipiului Galați a reușit să găsească două astfel de locuri, da, la marginea orașului Galați și chiar erau destul să... Când se găsește la noi, întrebarea e. Da, e bine că a sunat domnul meu și că a spus această problemă pe tapet și probabil primăria, domnii consilieri, se uită la emisiunea asta și o notează în agenda și poate se va face și în Buzău lucrul ăsta. E un început să cerem pentru început treaba asta. Mulțumesc frumos! Eu stau în micro 3 și aici s-ar putea, pe lângă garajele alea acolo, pe variantă, se putea face acolo un grătar să amenajeze primăria, nu neapărat amendă. Vine că asta e singura variantă ce am învățat noi cel mai bine, să luăm bani la amărâți. Dar așa că zici că amărâtul vrea să mănânce și el o bucățică de carne. Dar ce o să fac?
Mulțumesc frumos pentru intervenție. S-a reținut aspectul reclamat de dumneavoastră. Trebuie să, să facă așa ceva și în municipiul Buzău. Dar am văzut că, cum să zice, ardeau ăia la Galați, ardei grași acum, vinete, ce era acolo, era un fum și un miros. În fine, și domnul de mai devreme a mai spus ceva, tot așa a rămas nerezolvată problema traficului din zona centrelor comerciale. Poate și o notează domnul Toma și pe asta și ia o decizie într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, de preferat mai apropiat. Mesaje de la telespectatori. Da, ne spune cineva că nu este deloc de acord cu acele megafoane, indiferent de oră. Deci un telespectator, da, fiecare om cu părerea dânsului. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim după câteva minute cu alte subiecte. Discutăm inițial despre domnul fost primar Constantin Boșcodeal. Da, am revenit în direct la Deale Buzoienilor. Partea a doua a emisiunii noastre o începem cu o declarație și o invitație totodată făcută de domnul Dumitru Cristea, director adjunct la compania de apă pentru buzoieni, de a bea cu încredere apă de la robinet și de a nu mai cheltui banii pe apa asta cumpărată la PET din magazine. Domnul Cristea zice că este foarte sănătoasă apa de la robinet și oferă exemplul personal. Haideți să vedem materialul. Întrebați-l pe domnul Cristea dacă dânsul acasă bea apă de la robinet sau și cu dânsul cumpără apă de la supermarket. Numai de la robinet bea apă. Locuiesc în zona PT10, PT13. Numai de la robinet. Ba mai mult decât atât, când mai ajung pe la sursele astea de apă, îmi permit să beau un pahar de apă brută direct din foraj. Da, am revenit în direct. Ați ascultat declarația domnului Cristea că dânsul bea apă de la robinet și că apa de la robinet este chiar sănătoasă, spune directorul adjunct de la compania de apă și în felul ăsta mai faci și o economie în plus. Domn profesor, o să urmați acest sfat? Dacă îmi dă salariul lui, sunt bani și 150 de milioane pe lună, beau cu orice risc, pentru că dacă și mă tratez între timp... Nu o să vă dea salariul. Rămân în avantaj. Ba chiar și domnul Cristian, cât înțeleg, va renunța la salariul generos pe care îl are la compania de apă. Omul mai stă maxim un an și înțelegem că va ieși la pensie. Pe alții care nu lucrează la compania de apă, îi aruncă calculatorul afară când am plinit 65 de ani, automat. El i-a împlinit, dar mai stă, să mai gândește, un an, doi, trei. Păi, deci, să zice că e cel mai bun meseriaș știu, de acolo. Știu. Nu vreau să intru în povești din astea, nu contez ca meseriaș, dar... Ziceți-ne dacă beți apă de la robinet. Dacă va scrie cineva o istorie vreodată locală și vă va spune că pentru ca domnul Cristea să fie la un moment dat inginer șef la RAM, în locul celui care nu mai era dorit la vremea aia, a fost adus în funcție de inginer șef, dar el nu avea studii, nu era inginer, era subinginer și cum noțiunea de subinginer șef nu există, au desființat funcția de inginer șef de momentul ăla și au inventat funcția de director tehnic, acolo se putea. Deci tot felul de artificii, el s-a stricurat bine, probabil și datorită profesionalismului. Dar nu mi-ați răspuns, domnul. Deci nu contest. Domnul profesor, la întrebare, urmați sfatul să beți apă de la robinet? Deci nu contest calitatea lui de om pregătit în domeniu, dar apa este diferită, din surse diferite, pe zone diferite. Dacă locuiești într-o anumită zonă a orașului, ai o anumită calitate a apei. Dacă locuiești în altă zonă, ai alta. Deci, dacă cineva are apă, cum este în zona Casei de Cultură a Sindicatelor, Bulevardul Bălcescu, trecea acolo o coloană veche, de în 69-70, prin curtea Casei de Cultură, cu apă excepțională, apă plată adevărată, apă de foarte bună calitate. A fost o defecțiune și am anunțat o dată, de două ori, de nouă ori și în fiecare zi puneam pe mecanice de acolo, anunțați-i pe la apă, că aici plătim curgea, acolo de-a crescut în vreo 3-4 ani până se intervine ei, că n-auzeau deloc, un codru din cauza că era apa de foarte bună calitate, până și lăstărișul și
arboretul ăla crescuseră fantastic, ca un codru al vlăsiei acolo. Deci în anumite zone apa e foarte bună și în anumite zone nu. Sunt oameni care ți arată aici că au apa cu mizerii, cu... Evident, când se întâmplă să curgă murdare la robinet, nu, dar nu fi nevoie să bei. Se întâmplă foarte des. Deci chestiunea asta, dacă îți dă cineva salariul ăla și te angajează și nevasta la compania de apă, o să vii să ne spui și tu cea mai bună apă. Eu beau numai de la robinet. Am înțeles. Devii subiectiv. Da. Mai luăm un telefon. Bună seara, spuneți. Bună seara. După ce că vă prind greu, vreau și prost, nu știu ce Dumnezeu. Eu beau apă de la robinet, să știți, dar cu filtru. Este bun. Așa, referitor la pentru pensionarul care a sunat mai devreme, să încerce totuși la clinica Ovidiu, pentru că la un alt post de televiziune acum câteva săptămâni a fost o doamnă doctor de acolo și a spus că prin programare și cu trimitere de la medic, cu internare de o zi, de 12 ore, se fac toate analizele. Da, iată. Să încerce acolo să se programeze, totul să încearcă, dacă ne mai aude și ascultă. Da, mulțumesc frumos pentru... Acum să vă trag un pic de urechi. E un telespectator care vă întreabă dacă aveți fix, văd că aveți. V-am rugat și eu mai multe de când erați din coace, cu... Hai, nu zic cu asfaltare, măcar să peticească aici pe Chiristigii gropile astea. E o porțiune de stradă care a rămas ca după bombardament. Începe școala acum, măcar să pună câte o lopată de bitum din ăla, e... Poate, unde? Pe carosabil sau pe trotuar? Da, e o parte, nu cred că e 100 de metri. Nu, dar pe carosabil sau pe trotuar, doamnă? Pe trotuar. Deci trotuarul e prost. Este între școala 11 și exact poarta mare unde se intră la cerii acolo sau cum se cheamă. Deci o porțiune mică. Am înțeles. Bine. Așa. Altă problemă, tot pe Chiristigii, la colț acolo, la trecerea de pietoni, când plouă, se adună multă apă. Când era domnul Boșcodeală primar și se aducea o drazla, suna repede la pescarul ăsta, venea o, din aia, cum se cheamă, trăgea apa, acum nu o să mai vină, că domnul Toma n-are copii la școală. Nu, aici... Să treci, efectiv, n-ai un steperez, dacă treci o mașină, te face flească. Am înțeles. Aici, doamnă, puteți să sunați și dumneavoastră la compania de apă să trimită repede mașina. Păi, da, până îți dă ocupat, îți dă... Nu, dar e, nu sunați la poliția locală atunci, că ați văzut că au numărul la scurt cu 955 și... Am ajuns să sunăm la poliția locală să ne... Este bine că acolo e lucrare mare, este fura de canal, bănuiesc că nu-i pusă bine, nu știu, nu se scurge apa. Da, deci, bine, mulțumesc frumos pentru... Mulțumesc pentru intervenție. Doamna, nu ne-ați urecheat așa rău. Am scăpat și de asta, iată, rugăminte pentru domnii din primărie, da, ca să nu ne tragă lumea de ciuf, să facă treaba. Adică niște asfalt acolo în față la IPJ, din cât înțeleg, nu mult, da? Și domnii de la compania de apă să... rezolve problema. Deși uneori ne spunea domnul Cristea aici când se întâmplă să plouă torențial, nicio canalizare din lume nu poate să facă față, zicea domnul Cristea, când ea e dimensionată pentru 15 metri cubi pe secundă și afară plouă de 100 de metri cubi. Da, imediat mai luăm un telefon în direct, dar vreau să mai fac și acest anunț pentru domnul de la compania de apă, cum spuneam că luni începe școala, da, și o să ne spălăm mai abitir ca de obicei copiii, da? În acest weekend, domnii de la compania de apă zic așa că de astăzi până duminică seara, pentru zona străzilor Horticulei, Nimfelor, Luminii, Dorobanți și Dobrogeanu Gherea, nu-i mai zice Dobrogeanu Gherea, Alexandru Marghiloman, da, compania de apă va asigura două cisterne cu apă, da, pentru a livra apă în regim gratuit populației în cazul în care se va întâmpla să curgă la robinet apă murdară cu turbiditate. Mă rog, ăsta este termenul tehnic. Deci o să cetățenii din aceste de pe aceste străzi, da, o să vadă niște cisterne în preajma lor în cazul în care e problemă să ducă să ia apă de acolo. Deci eu n-am înțeles foarte bine dacă vrei să speli copilul, de ce e apa aia și o pui la încălzit, da, pe aragaz și bine, există așa condiții mai primitive, dar poți să speli copilul până la urmă. Da, înțeleg. De asemenea, buzoienii sunt informați ca în această perioadă, da? În cazul în care sunt probleme, iată, mă ajută colegii mei, în cazul în care sunt probleme, consumatorii să semnaleze imediat această problemă la dispeceratul companiei de apă 0238715
3, 8. Toate zonele municipiului înțeleg că sunt monitorizate cu atenție 24 de ore din 24. E un examen pe care compania de apă, să înțelegem că îl va da în acest weekend și pentru dânsii, să vedem dacă luni vom vedea dacă îl vor fi trecut cu bine au ba. Oricum, un lucru bun și lăudabil că iată pentru prima dată în istorie compania de apă se pregătește de dinainte, da, abitir pentru ceva să vină. Da, mergem mai departe, trecem la un alt subiect. Uitasem de telefon. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, domnul Oraș. Ziceți. Și domnului profesor, dacă vă rog. Se poate. Pentru dânsul, ca să fac o pledoarie pentru RAM, cunoscând situația foarte bine, s-a bătut în ani târziu când a luat Agrana Sugar, când a vândut-o. Acum dânsul poate să dea o idee sau o... nici nu pot să o numesc, nu știu. Ce poate să facă RAM-ul ca să poate să funcționeze în continuare. Dânsul a fost cel ce s-a zbătut și a explicat atunci. Poate să... Păi, dar funcționează RAM-ul, domnul meu? Vă temeți cu gigacaloria la iarnă? Ați văzut la București ce s-a întâmplat. Corect. Și ce se întâmplă. Ați văzut calculul cât este de la... cât pleacă pentru Radet, 18 bani. Domn profesor știe foarte bine. Chiar dânsul poate să dea o idee că este ascultat. Da. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Domn profesor, ce puteți să faceți dumneavoastră ca să nu se mărească prețul gigacalorei? Domnul Toma a zis că de la anul reduce subvenția, nu-și mai permite primăria să plătească anual 300 de miliarde de lei vechi. Va plăti subvenția, dar mai puțin și în cazul ăsta RAM n-are altceva decât de făcut decât să crească. Să sperăm că nu va crește decât nițel și va fi suportabil pentru populație și nu foarte mult. Costul gigacalorii are niște componente în preț. Vedem, trebuie revăzut costul real de producție și producția de energie termică, de agent termic, nu aparține RAM, ci Ecogen. Ecogen, care e cu căpușa lângă el, Ecogen term, Ecogen X, Ecogen fix, știți, așa, trebuie văzut ce se întâmplă acolo, ca să o producem cu un preț cât mai aproape de realitate, cât în condiții de, că așa ni s-a spus că agentul termic va fi în condiții de cogenerare un fel de rezidu de la producția de curent electric, de așa. Deci, dacă s-a proiectat la parametrii producerea agentului termic cu un anumit preț, să fim la prețul acela, că altfel nu mai apărea ecogenul, da, nu mai vorbeam de cogenerare. Dacă mai, nu. Mai vine, domn profesor, transportul și vine distribuția. Transportul, RAM asigură transportul. Să vedem. Și distribuția. Să vedem ce factori sunt care dublează, dacă nu mai mult decât dublu, prețul numai la transport. Că trece prin acele rețele până la consumatorul final. Deci trebuie revizuită cu oameni de specialitate, cu pricepere, ca să vedem care poate fi costul real și cu puțină subvenție și cu un preț, nu cum a fost până acum, jonglat, de știm noi cine și cum, așa, sau unei ne facem că nu știm, așa, ca să ajungem să fie la populație același preț pe care l-au avut până acum sau foarte aproape de el. Pentru că mergem pe împrumuturi, cum s-a practicat, că în iarna trecută, domnul Boșcodeală s-a împrumutat la trezorerie 25 de milioane pe un termen de 20 de ani de acum încolo. Vă dai seama că nu mai poți să te mai duci, să te mai împrumuți pe alți 70 de ani și pe alți, da, nu-ți mai dă nimeni. Domnul primar Toma a spus că este o problemă pe care o va studia în detaliu, da, și că îl preocupă foarte mult și este cel mai greu aspect al activității sale de primar, rezolvarea problemei gigacaloriei. Deocamdată, până la sfârșitul anului, nu se scumpește gigacaloria. Hai să-ți dau un element care poți să te grăbești, dacă nu mă lași să spun asta, omul nostru înțeleagă și alte lucruri. Deci presiunea la București și peste tot, la plăți, să nu întârzie și cu costurile destul de ridicate, o face distrigazul. Care nu e distrigaz România, că românii, niște oameni, un popor foarte inteligent, pute de inteligență. Deci a dat petrolul la austrieci, gazul la Gaz de France,
Și Gaz de France, Franța, care s-a numit Suez, nu știu cum, și acum e Engie, și tot felul de șmecheriși, de golănii, străini, care ne bagă mâna în buzunar, străinul ăla zice, băi, n-ai plătit gazul? Nu-ți mai dau. Poți să lași orașul, Bucureștiul, fără apă, fără Buzău, poate să moară toată lumea, vreau eu banul. Dar dacă zic eu că pot și eu să distribui gaze, eu român, și nu mai am nevoie de tine de Gaz de France. Conducerea obedientă, lașă, păi da, antiromânească, ne-a adus în sapă de lemn, din cauza unui popor prea laș și prea tolerant, care nu e conștient de propriile valori, de propriile avuții. Păi distrig gazul, n-are voie acel Gaz de France să-mi facă mie presiune, mai ales în perioade din astea fierbinți electorale, de început de an școlar, ce mai de-a. Nici în București, nici în Buzău. Da, le-am avut, domn profesor, dar le-am vândut. Bun, mesajul. Le-am avut, dar le-am vândut. Da. Și vine cineva și intră, cum a intrat adineaul în direct, și spune, suntem săraci, suntem cea mai bogată țară din Uniunea Europeană. Nici o țară membra a Uniunii Europeană n-are petrol, gaze, mine de aur, pădurile puse toate jefuite de străini. Cu chestiile alea de la trecerile de pieton nu facem nimic, întreabă un telespectator. Păi, tocmai am aflat că facem ceva, vor fi demolate și construite unele mai mici. De două ori, domnule Auraș, am trecut peste ele și era să-mi rup mașina. În două, cine îmi plătește paguba? Întreabă, nu plătește nimeni, dumneavoastră o plătiți. Accelerația, pedala. Da, referitor la trecerea de pieton de pe strada Frăsinet, strada cu Kaufland și Carrefour, vis-a-vis de Biserica Sfântul Ștefan, aproape de strada Chiristegii. Există o trecere de pietoni unde zilnic mașinile nu acordă prioritate pietonilor, nefiind semnalizată corespunzător. Știu, e o zonă în care se merge cu viteză, dar e biserica aia acolo, da? Și trecerea de pietoni. Rog autoritățile să pună și aici limitatoare de viteză sau stopuri în vederea evitării accidentelor grave, fiind o stradă foarte circulată cu trei benzi. S-au mai făcut sesizări la primărie, dar nu s-a luat nicio măsură. Dar e o zonă unde s-ar putea monta limitatoarele alea de viteză. Ar fi minunat ca poliția să-i avertizeze pe pietonii care traversează fără să se asigure, motivând că sunt pe trecerea de pietoni. Adică ăștia care trec pe trecerea de pietoni trebuie să se mai și asigure. În mod normal așa ar trebui, dar puțin sunt cei care fac, merg așa înainte pe trecerea de pietoni, sperând că vor opri șoferii. Unii, din păcate, concitadini de-ai noștri, n-au avut șansa asta și au fost luați pe capotă. Pe final de emisiune, domnul profesor, puțin cu autostrada, Ploiești, Buzău, Bacău, da? CNADNR a anunțat în această dimineață, da? Că în două săptămâni se face licitația, da? Pentru studiul de fezabilitate. Ia uite așa, pregătiți sunt colegii mei. Uite așa arată autostrada aia care vine de la Ploiești, la Buzău, Focșani, Bacău, până sus la Pașcani. Licitație în două săptămâni pentru studiul de fezabilitate și proiectarea lucrării. Mai că nu ne vine să credem, domn profesor, că va trece o autostradă pe aici, pe la noi, pe la Buzău. Eu consider că e un SF și nu cred că se va întâmpla așa ceva. Dar ar Dumnezeu să fie adevărat, dar permiteți-mi să fiu pesimist. Am mai auzit despre lucrul ăsta, tare mie că, cum am spus puțin mai devreme, se vor cheltui vreo 2 milioane de euro pentru SF și 2 proiect. Milioane? Mai mult? Nu se dau jos din pat pentru 2 milioane. Așa și că începerea efectivă a lucrării va fi amânată, cine știe, poate nepoții noștri vor vedea autostradă pe la Buzău. Domn profesor, dumneavoastră sunteți mai optimist, nu? Deci, pe zone pe care s-au mâncat de câte 5 ori până acum banii, numai pe studii de fezabilitate, a venit altă guvernare, a făcut alt studiu, alți bani, atâta ția Tamii cu Parandărătul, și a rămas studiul pe hârtie și mai târziu a zis că nu, hai să facem, să refacem studiu. Și toți refac studiu, dar autostradă nu apare. Dacă n-am putut noi în 27 de ani să legăm țara românească de Transilvania, ca să fie provinciile istorice unite în același stat, care se vede treaba că e pus pe desființare. N-am putut să legăm provinciile istorice, Bucureștiul de Iași, Iașiul de Cluj, n-am putut să legăm Piteștiul de Sibiu. Nu putem să facem gesturi care sunt firești și normale. O să facem noi București, Buzău, Iași? Nu, domnule, se vor mânca banii și aici pe studiu de fezabilitate de băieți deștepți și nu o să vezi autostradă în timpul vieții tale. Poate copilașii tăi, cine știe, dacă mai exista, dacă în lașitatea și mizeria și mocirla în care ne complacem, va mai exista țară sau stat român.
Mai am o întrebare, domn profesor, și un răspuns foarte scurt. Am văzut că s-a comentat foarte mult vis-a-vis de acest articol și unii dintre buzoieni și nu numai, dintre moldoveni chiar, au reclamat, domnule, dar de ce autostrada de la Buzău merge spre Ploiești când mai bine era să meargă spre București, că aici este traficul? Adică eu înclin să cred că era mai bine spre București decât spre Ploiești. Spre București există drum expres, s-a avut în vedere, dacă o iei din punct de vedere tehnic, dacă, păi, să gândești, dacă vrei să gândești de adevăratele, ca și când chiar s-ar face. Da. Așa, o faci pe Ploiești, un oraș mare industrial, care are deja autostradă, e legat deja de București și urmează să fie legat și el cu Buzău, cu nu știu de Iași. Bun, dar ăștia din Moldova reclamă, domnule, păi dar la ce să facem acolo pe Ploiești când s-ar merge direct spre... Pe noi ne interesează. Cine vrea să-l facă pe aici, vine pe autostradă de la Iași, de unde vine el, de la Bacău, da, așa, și de la Buzău se duce pe drum expres, pe Urziceni. Dacă vrea să continui pe autostradă, merge înainte și se duce pe Ploiești. Deci ziceți dumneavoastră că e mai bine spre Ploiești decât spre București. Nu, are rațiune. Nu asta e problema. Problema este că nu se va că face. Nu se va face. Se vor mânca banii. Așa, știi câți bani s-au cheltuit ca să facă niște kilometri chiori de autostradă? 21 de milioane de euro kilometru. Știi cu cât se fac în țările de lângă noi? 3 milioane... 5 milioane, 7 milioane în zonă muntoasă cu viaducte, cu tuneluri. Mă grăbesc, profesor, că vreau să mai bag niște imagini în emisiune. Asta. Și mai avem foarte puțin timp. Dacă mă ajută colegii, că tot începe școala și e un subiect ăsta despre școlile din județul Buzău, haideți să vedeți cum arată școala din satul Vadu Sorești, un sat destul de mare din comuna Zărnești. Iată cum arată această școală. Din câte înțeleg, vă rog să priviți imaginile, domn profesor. O școală la care s-a început modernizarea în urmă cu ceva ani. A fost un proiect al Ministerului Educației de la momentul respectiv, numai că Ministerul Educației a abandonat acest proiect pe drum. Doar s-a început modernizarea și apoi a fost abandonată. În momentul de față, școala arată așa cum se vede din imaginile noastre. Elevii nu vor învăța nici în acest an, elevii din Vadul Sorești, și vor fi mutați cu microbuzul la școala din Fundeni, Zărnești, iată, cu geamuri sparte și tot ce am văzut acolo. Mergem mai departe, tot așa, niște imagini despre sărăcia de la Buzău, că tot s-a vorbit în această emisiune. Haideți să vedem în ce condiții trăiesc niște semeni, niște concitadini de-ai noștri din Buzău, da? Străzi din cartierul Similească, neasfaltate, evident. Vara e praf, iarna noroi, câini vagabonzi cât cuprinde. Da, e ca în celebrele favelas, nu, domn profesor, după în Brazilia, după la Rio. Ia uitați, cățelușii pe acolo, uite cât de mult sunt. Da, se trăiește și în condițiile astea la Buzău, nu cred că e o noutate, dar noi vrem să punem imaginea asta ca să... punem și autoritățile la treabă. Există un proiect din ăsta cu fonduri europene, dacă se va putea aplica, ia uitați ce frumos e și aici, dacă se va putea aplica astfel încât să fie modernizate aceste zone lăsate de izbeliște zeci de ani. Ce ai face tu? O întrebare foarte scurtă. Dacă ai fi factor de decizie, să ai toate pârghiile la îndemână, finanțare și putere de decizie, ce ai face? Păi, nu în zona asta, strict la populația asta. Păi aș merge și în primul rând aș asfalta și aș încerca să cu totul. Ce? Să modernizez zona respectivă. Să le dai apartamente. Nu. Da, de ce să le dau apartamente? În primul rând să asfaltez, să aduc apă, păi canal. Ce, casele alea care se dărâmă pe aici cu stânile de câine le rezolvă numai asfaltarea? Nu, da. E un început. Nu, dar ești factor de decizie cu putere de V-am spus ce aș face. Aș și ai finanțare zona din belșug. Ce ai face? Ce numai cu asfaltatul n-ai? Păi, asfaltare, lumină, da? Așa. Alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, așa. Școală. Așa? Da? Și cu maghianițele, cu cociomendrele, ce faci? Cu promiscuitatea de acolo. Și aici se poate face ceva. Auraș, da, e greu? Problema este extraordinar de complicată când e vorba de factorul uman, de om. Le-a dat regimul ăla de
blestemat de unii, regimul de înainte de 89, le-a dat unora din ăștia apartamente. A doua zi a vândut cada, a treia zi chiuveta, a patra zi făcea focul în mijlocul apartamentului. Deci e foarte complicată problema când e vorba de anumite categorii de cetățeni. Da, da, recunoaște domn profesor că trebuie făcut ceva și nu trebuie lăsat oamenii. Sigur că da. Da, sigur. Și ultimele imagini... Știi ce a pățit un primar când le-a făcut totuși un bloc și a atras un zid ca să nu mai ajungă mizeria de la ei peste calea ferată? A venit cu toată lumea, ghetou, putare, da. Discriminare. Și ultimele imagini tot așa cu niște băieți de la Buzău, băieți de cartier. Vă rog să vă uitați, domn profesor, la imagini, cam cum se distrează, da, cum se hrănesc. Astea sunt imagini vis-a-vis de șaurmeria. Ia uitați, au venit băieții de la poliția locală în miezul nopții. Ați văzut și noastră ce mizerie au lăsat în jur. Ăștia nu sunt țigani, domn profesor, nu? Nu. Sunt românași, dar sunt noștri, dar... o categorie de tineri mai puțin educați. Da, care și în alte parcări lasă aceeași mizerie. Da, ia uitați aici, și băieți și fete, da, să consumă băuturi alcoolice, evident, nu se citește beletristică, nu, un profesor la miezul nopții, că strică vinișorul. Mulțumesc colegilor pentru imagini, mulțumesc și dumneavoastră, domn profesor, pentru prezență și telespectatorilor că ne-au urmărit. Ia să mai mă uit dacă mai am timp, un mesaj măcar să mai citesc. Faceți o emisiune cu facturare individuală la RAM, ne zice cineva. Dacă se schimbă limitatoarele, cine va plăti pentru banii care s-au cheltuit anapod, dar nu va mai plăti nimeni. Interveniți, vă rog, pentru construirea unei șosele de la Aquamax la sala sporturilor. Da, am intervenit și am solicitat lucrul ăsta, că ar fi foarte bun. Când se asfaltează strada toamnei? Păi vine toamna acum, nu? Nu, nu se mai asfaltează mai nimic până la anul și la anul, abia în 2018, dacă reușim cu atragerea de fonduri europene. Doar să vină înapoi domnul Boșcodeală cu mare asfaltare pe care o promis. Da, uite că n-am apucat să discutăm despre domnul Boșcodeală, dar mai avem timp și săptămâna viitoare. Atât pentru astăzi, mulțumesc colegilor din regie că a fost emisiune mai grea. Atât, rămâneți pe TV Buzău, urmează jurnalul. Până luni, vă spun la revedere!